Este ora 20, bună seara, bun găsit, urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. În această seară vom discuta despre sistemul bancar în relație cu mediul de afaceri împreună cu antreprenorul Adi Ploscaru. Prin legătură telefonică va fi alături de noi analistul economic Constantin Drunischi, cu care vom comenta informația momentului venită tot din sectorul bancar. Dar întâi de toate vă prezint agenda de business. Săptămâna trecută a avut loc evenimentul ZF Power Summit în cadrul hotelului Radisson Blu din capitală. Vorbim despre ediția anuală a uneia dintre cele mai importante reuniuni economice pe tema energiei. În cadrul forumului au fost prezenți ministrul energiei Anton Anton, Bogdan Nicolae Bada, reprezentantul Hidroelectrica și Răzvan Nicolescu, care au dezbătut sectorul energetic. În această săptămână, hotelul Hildor din București a găzduit gala aniversară INACO. În cadrul evenimentului au participat fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, președintele INACO Andreea Paul, dar și o serie de antreprenori, experți în finanțe și jurnaliști de prestigiu. Luna martie aduce un nou târg pentru centrul expozițional Romexpo. Salonul internațional de automobile București va avea loc în perioada 23 martie 1 aprilie și se adresează atât specialiștilor din industrie, cât și publicului larg. SIAP 2018 își propune să aducă sub același acoperiș toate mărcile de automobile prezente în România, dar și vehicule pe două roți. Agenda de business se încheie aici, dar în câteva clipe discutăm despre finanțarea afacerilor cu unul dintre cei mai apreciați consultanții de business, Adi Ploscaru. Până atunci, vă propun să urmărim rubrica Profil de antreprenor. Adi Ploscaru și-a început activitatea în domeniul financiar bancar acum mai bine de 13 ani, în BRD. După absolvirea Facultății de Comerț, specializarea marketing și a unui master în bănci și asigurări la Academia de Studii Economice din București. A contribuit ca specialist și manager la formarea și dezvoltarea echipelor de specialiști din departamentele de operațiuni, analize și restructurare credit în BRD și ING Bank. A coordonat și implementat proiecte de eficientizare a proceselor interne pentru a îmbunătăți experiența clienților cu banca în ING. Pasiunile pentru business, cunoaștere și dezvoltare l-au adus aproape de alți oameni valoroși. I-a cunoscut ca partener de business în turism, consultanță financiară și training, dar și la cursurile de formare. Acum conduce AP Develop 4X, punând pasiune într-un proiect ce își propune să sprijine mediul antreprenorial din România. Trecem acum la subiectul ediției, mediul de afaceri în raport cu sistemul bancar, iar în această seară alături de mine este invitatul meu, Adi Ploscaru, consultant în finanțarea afacerilor, de asemenea antreprenor și trainer. Bine ai venit, Adi! Bine te-am găsit, Flori, mulțumesc pentru invitație. Vorbim generic, în primul rând, ce înseamnă consultanța financiară a afacerilor și ce legătură există între acest tip de training, dacă vrei, acest tip de consultanță și finanțarea prin intermediul sistemului bancar. Finanțarea prin intermediul sistemului bancar este una dintre soluțiile de finanțare pe care companiile le pot accesa. Consultanța este un domeniu specific, este un domeniu, să spun așa, privat, personalizat pentru fiecare companie în parte, în funcție de nevoile specifice de finanțare. Consultanța financiară vine în viața ta profesională ca o formă de business, așa cum spuneam, deși tu nu te-ai numit neapărat antreprenor, prefer să ți se spună business coach, și vine în contextul în care, vreme de niște ani, destui la număr, ai lucrat în sistemul bancar. Cum ți-ai dat seama că trebuie să faci trecerea și să devii, și să vii în sprijinul antreprenorilor și chiar și tu să devii un antreprenor? Eu cred că după mai bine de 13 ani petrecuți în industria financiar-bancară, este o evoluție firească. Și pentru că ultimii ani mi-am petrecut alături de companii, fiind alături de ele în identificarea nevoilor de finanțare și identificarea soluțiilor pentru finanțarea celor nevoi, este o evoluție firească în a mă alătura, să spun așa, companiilor și a fi alături de ele în demersul lor de a se dezvolta, în strategia lor generală de dezvoltare și, bineînțeles, în a găsi soluții împreună cu antreprenorii, soluții de a finanța aceste nevoi de dezvoltare. Cea mai cunoscută temă pe care o abordez în cadrul seminariilor și a orelor tale pe care le ții de consultanță reprezintă subiectul cei 7 pași sau cei mai simpli 7 pași pentru finanțarea afacerilor, care ar fi așa detaliat acești pași. Este o strategie, într-adevăr, pe care o spun, o povestesc de câte ori am ocazia. Este o strategie pe care am fundamentat-o, pe care am creat-o în urma experienței mele din domeniul financiar bancar. Și o strategie simplă pe care orice antreprenor și-o poate însuși și-o poate folosi în sprijinul dezvoltării afacerii. Și sunt 7 pași, de ce îi spun sunt 7 pași simpli, pentru că începem cu o identificare corectă și la timp a nevoii de finanțare. Avem un mix, avem mai multe soluții de finanțare și să identificăm
soluția de finanțare potrivită pentru etapa în care se află. Pentru că trebuie să precizăm, nu doar sistemul bancar este o soluție optimă, ci mai sunt și alte situații, cum ar fi investitorii privați, la care vom ajunge, de asemenea și IFN-urile sau fondurile de investiții. Te rog. Așa este, sunt mai multe soluții de finanțare, tocmai de aceea finanțarea bancară este una dintre soluții și ideal ar fi să mergem pe un mix de soluții de finanțare, pe un mix de finanțare potrivit etapei în care se află businessul nostru. După ce am identificat soluția de finanțare potrivită sau mixul de finanțare, e bine să ne și pregătim înainte să ne întâlnim cu finanțatorul sau cu investitorul. Și pregătirea aceasta înseamnă în primul rând să cunoaștem așteptările finanțatorului sau investitorului. Și în pasul 3 de cunoaștere înseamnă într-adevăr și de pregătire, înseamnă într-adevăr să punem accent pe niște indicatori financiari pe care și-au construit toate băncile modelul de aprobare. Și cunoscând acești indicatori financiari, putem într-adevăr să ne creștem șansele foarte mult în momentul în care ne întâlnim cu ei pentru a face demersul de finanțare și pentru a le comunica exact ce anume avem nevoie pentru businessul nostru. Totuși, banca oferă credit oricărui tip de antreprenor, adică dacă ești la nivelul începător și ai un plan de afacere, poți merge cu el la bancă, dar totuși în acest caz cu ce garantezi și care este suma maximă pe care ți-o oferă pentru un startup? Din fericire, în ultimii 2 ani de zile există finanțatori care vin în sprijinul companiilor startup și este suficient, spre exemplu, să ai 3 luni de zile de activitate și, așa cum spunești tu, cu un plan de afaceri bine pus la punct pe care să-l înțeleagă finanțatorul și să vadă într-adevăr unde ar trebui să ajungă businessul tău și la ce îl ajută acea finanțare, cu siguranță sunt finanțatori care oferă astfel de soluții de finanțare pentru startup-uri cu minim 3 luni de activitate. Bineînțeles, sumele nu sunt foarte mari, dar pentru o activitate după 3 luni de zile nu ai nevoie de o finanțare foarte mare. Și atunci poate fi o finanțare critică pentru tine. Spunem, nu ai luat în calcul anumite costuri și sunt finanțatori dispuși să vină să te ajute după 3 luni de zile. Vorbeai de garanții, da, domeniul de, sau să spun așa, situația garanțiilor este unul dintre lucrurile problematice când vine vorba de accesul la finanțare. Și într-un raport pe care îl publică BNR-ul periodic, partea de garanții reprezintă într-adevăr una dintre situațiile prin care accesul la finanțare este destul de greu. Adică banca, spre deosebire de programul Startup Nation sau, dacă vrei, de fondurile europene, are nevoie de un gaj, dacă vrei. Are nevoie de o garanție, dar de aceasta spunem că sunt finanțatori care sunt deschiși spre startup-uri și înțeleg situația startup-urilor că nu au neapărat garanții la dispoziție. Bun, ce câștigă acești finanțatori privați, dacă vrei? Mă gândesc că despre asta vorbim, ca urmare a finanțării afacerii tale, care nu garantează neapărat succesul. Nu, câștigă într-adevăr un business care poate să crească frumos și într-adevăr câștigul este pe termen lung, nu este neapărat unul pe termen mediu. Bineînțeles, ca orice business, banca într-adevăr încasează comisioane, încasează dobânzi pentru finanțarea primită. Revenind în zona aceasta a investitorilor privați, cunoscuți și ca business angels, spunem totuși, este o diferență ca în momentul în care un investitor privat vine și îți finanțează afacerea și cum se face trecerea la exit, în momentul în care efectiv îți cumpără afacerea? În general, un investitor când vine alături de tine în afacerea ta, are în gând acest exit. Practic, de aceea vine și investește în businessul tău, pentru că vrea să-l ducă la un alt nivel și, bineînțeles, vrea să marcheze un exit. Ce se întâmplă în interiorul acelui exit? În sensul în care investitorul, la un moment dat, după ce vede că afacerea dă roade, adică investiția lui chiar începe să producă efecte, achiziționează treptat, parte cu parte, în acțiuni, la un moment dat, cui mai aparține? În definitiv, după, să zic, 3 ani de colaborare între antreprenori și business angel, afacerea, adică unde este ponderea majoritară din numărul acțiunilor? De obicei, înțelegerea este între investitor și antreprenor ca ei să marcheze împreună exitul și să vândă businessul mai departe către poate un fond de investiții sau un antreprenor mai puternic care poate să ducă businessul la un alt nivel. Și acest lucru trebuie să-l înțeleagă și antreprenorul în momentul în care vine cu o astfel de nevoie de finanțare către un investitor. Investitorul nu va rămâne alături de el pentru 10-15 ani. De obicei, după 5-7 ani de zile vrea să marcheze exitul. Deci investitorul este doar o salvare de moment. Este, nu neapărat, este, poate fi o salvare de moment, dar poate fi cheia de succes a antreprenorului pentru a crește accelerat.
și pentru a, într-adevăr, pentru a ajunge, eu știu, peste 3 sau 5 ani la un nivel de business mult, mult mai ridicat față de ce și-a prognozat în acest moment. Trecem mai departe la fondurile de investiții, cunoscute și ca IFN-uri, și vreau să le definim un pic ce sume maxime acordă antreprenorilor raportat la bancă și ce are totuși de câștigat prin cumpărarea unei afaceri care este totuși la început, chiar dacă are rezultate financiare extraordinare. Fondurile de investiții de obicei vin în etapa a doua, după ce un business angel investește într-o companie. Pentru că se uită la business-uri într-adevăr care deja și-au confirmat potențialul de creștere și atunci nu, practic ele cumpără vedete, ca să spun așa, ale pieții. Și dacă vorbim într-adevăr de fonduri de investiții care vin poate și în zona de startup-uri, într-adevăr sunt interesate de companii care au o componentă puternic inovativă și un proces de a crește o situație de scalare foarte rapidă. Cam aceasta ar fi ideea. Aș vrea să continuăm cu pasul 3 sau pasul 4 chiar, din acei 7 pași pe care tu îi redactezi și pe care îi prezinți de fiecare dată la cursurile tale. Ce ar trebui să facem după ce găsim nevoia de finanțare? După ce am găsit nevoia de finanțare, e foarte important să ne pregătim momentul în care ne întâlnim cu finanțatorul. Să știm foarte bine ce anume își dorește finanțatorul într-o colaborare cu noi și ne dorim în primul rând să avem un parteneriat cu finanțatorul și să-i transmitem acest lucru ca un parteneriat pe termen lung. După ce am făcut acest lucru, sunt niște indicatori pe care de cele mai multe ori cei mai mulți finanțatori îi analizează și cunoscându-i putem într-adevăr să-i pregătim din timp și să știm ce șanse avem. Finanțatorul știe deja care ne este nevoia de finanțare, ne-am întâlnit cu el. E bine să analizăm până în momentul în care primim o ofertă de finanțare niște criterii calitative în relație cu finanțatorul, de aceste criterii depinzând relația noastră până la semnarea contractului, dar și mai important relația după semnarea contractului. Practic cum se va desfășura relația dintre mine, antreprenor și bancă. Vorbim despre o investiție graduală pe care, de exemplu, un investitor privat o face în cadrul unui business, în sensul în care, nu știu, intervine cu 20% de la capacitatea optimă de finanțare pe care o ia în calcul. De exemplu, la 100.000 de euro vine cu 10.000 sau 50.000 de la momentul inițial. În funcție de nevoia de finanțare. Dacă vorbim într-adevăr de un proiect de investiție, dacă vorbim de o investiție, atunci da, banca își dorește ca antreprenorul, ca acea companie să vină cu un avans. Nu va asigura întreaga finanțare. Dacă vorbim într-adevăr de a asigura finanțarea pentru activitatea curentă, atunci poate să pună la dispoziție exact suma de care are nevoie compania pentru a-și asigura cele necesare. Dacă ar fi să analizăm și să clasificăm în două direcții afacerile, pe de o parte IMM-urile, da, startup-urile și pe de altă parte macro-întreprinderile, ce anume recomand pentru fiecare tip de afacere, cu cine să se asocieze? Credit bancar, IFN-uri sau investitori privați? Sau mix între toate aceste trei elemente? Eu recomand un mix de finanțare și mixul de finanțare potrivit pentru etapa în care se află fiecare business. Pentru că vorbim nu numai, așa cum spuneai și tu, vorbim nu numai de credit bancar, vorbim nu numai de investitori gen business angel sau poate fonduri de investiții, dar mai sunt și alte, mai sunt sursele noastre personale de capitalul nostru pe care putem să-l aducem în companie. Mai sunt fonduri de urgență pe care, eu știu, un startup apelează la ele și aici vorbim de familie, aici vorbim de cunoscuți. Din păcate, în acest moment, din cauza lipsei de finanțare bancară, cele mai multe companii apelează la creditul furnizor. Adică, practic, își finanțează activitatea pe întârzieri de plată la furnizor. Și în acest moment, 3 din 4 companii în România apelează la acest credit furnizor. O alternativă, dacă vrei. Există alternative și subalternative. Este o alternativă, doar că în România această alternativă a fost folosită foarte, foarte mult. Și în acest moment există, într-adevăr, un risc, să spun așa, de incapacitate de plată pentru multe companii, pentru că termenul de încasare a creanțelor a crescut din 2007, unde era undeva la 60 de zile, s-a dublat practic la 120 de zile. Și pentru companii unde, eu știu, numărul clienților este unul limitat, pentru că și asta e o problemă, că într-adevăr lucrează cu câțiva clienți, dacă într-adevăr unul sau doi dintre ei nu reușesc să-și plătească la timp obligațiile, atunci acel startup poate avea probleme.
aceea cash flow, de exemplu, este o altă componentă importantă de care un antreprenor trebuie să aibă grijă la începutul business-ului. Și de care finanțatorii, fie că vorbim despre business angel sau bănci, sistemul bancar, țin foarte bine cont. Acum, aș vrea să mă axez mult mai mult pe relația dintre mediul de afaceri și sistemul bancar, pentru că până la urmă poate fi și controversată ca subiect de discuție, dar poate fi și cea mai răspândită în rândul sistemelor și modalităților de finanțare. Care sunt avantajele pe care le are un business printr-o colaborare, printr-o creditare la bancă? Există câteva avantaje și cele mai importante țin în primul rând de accesibilitatea finanțării. Până la urmă, un credit bancar poate fi obținut de la câteva săptămâni, poate la câteva luni. Față de celelalte soluții de finanțare, știu, când vorbim poate de atragerea unei finanțări de la un investitor, când vorbim poate de fonduri europene sau fonduri guvernamentale, durata obținerii unui astfel de credit poate fi mult mai mare. Deci banii vin destul de repede. Costul finanțării nu este unul atât de mare sau este unul acceptabil în comparație, spre exemplu, cu soluția pe care o oferă un investitor antreprenorului, și anume îi pune la dispoziție investiția necesară, dar cedează o parte din companie. Și aici, într-adevăr, se blochează cele mai multe avantaje și dezavantaje. Haideți să trecem un pic mai degrabă și la dezavantaje și riscurile pe care le are totuși o afacere prin relația cu banca. Riscurile care pot apărea țin foarte mult de predictibilitatea și de, să spun așa, și de planul de afaceri pe care îl întocmește compania. Pentru că este posibil ca la semnarea contractului să-ți asumi un anumit plan de business și pentru că nu reușești să te ții de planul respectiv de business, atunci, într-adevăr, la un moment dat, contractul poate intra în impas. Și impasul acesta înseamnă, într-adevăr, niște garanții pe care le-ai oferit, deși finanțatorii, băncile, nu-și doresc neapărat să execute garanțiile. Asta ar fi unul dintre dezavantaje, că da, acel contract poate fi executat și pot fi executate garanțiile cu care ai venit. În al doilea rând, costurile, într-adevăr, la un moment dat, dacă ele nu sunt administrate cum trebuie, pot fi destul de importante și pot avea un impact în businessul nostru. Cum minimalizăm aceste riscuri venite din partea relației cu banca? Păi, în primul rând, gândind relația ca un parteneriat. Și atâta timp cât suntem transparenți și reușim să îi comunicăm finanțatorului atunci când avem nevoie și să-i dăm spațiul și timpul necesar să vină cu oferta potrivită pentru noi, deja am făcut primul pas să minimizăm un risc. Bineînțeles că piața financiar-bancară ne oferă nouă antreprenor foarte multe soluții de finanțare, pentru că sunt încă foarte multe bănci pe piață care în acest moment adresează o parte din piața IMM-urilor. Este o statistică care se tot confirmă de către BNR că numai 20% dintre IMM-uri au beneficiat sau beneficiază în acest moment de credit. Acum, aș vrea să analizăm puțin studiul tău de caz și mă gândesc că oamenii apelează și la un business coach în momentul în care intră în relație cu banca pentru finanțare. Deci, antreprenorii vin la tine după ce au obținut acel credit sau înainte să obțină acel credit. O barieră, o limitare, dacă vrei, pentru creditare oferită din partea băncilor, îți influențează în mod pozitiv, negativ și ție activitatea? Nu pot să spun că îmi influențează activitatea, pentru că, așa cum spuneai, antreprenorii vin înainte și le recomand să vină înainte de a face un demers de finanțare pentru a-l face așa cum trebuie și pentru a obține maxim dintr-o colaborare cu banca, dar, într-adevăr, vin și nemulțumiți după ce semnează contractul de finanțare. Și ce mai puteți face după această nemulțumire, după ce deja contractul este semnat? Având în vedere că vorbim de o piață concurențială unde sunt peste 30 de bănci, cu siguranță sunt soluții și sunt bănci dispuse sau disponibile pentru a veni cu soluții care să mulțumească, să spun așa, nevoile curente ale antreprenorului. Adică plec din punctul A, mă mut în punctul B, cu tot cu bagaj, da? Pot să închei contractul în momentul în care acela este pe 5 ani, de exemplu. Este o soluție, exitul este o soluție sau refinanțarea este o soluție, dar ea trebuie văzută și gândită, într-adevăr, în termeni economici. Adică nu ne dorim să facem o refinanțare doar pentru că, să spun, nu ne mai plac anumite lucruri în relația cu banca respectivă, ci ea trebuie să fie și justificată economic. Bun. Este o informație a momentului, dacă vrei, și vine din sistemul bancar, o informație potrivit căreia anul 2017 a fost și a adus un profit record pentru sistemul bancar. Urmărim un material informativ și ne întoarcem. Consolidat în euro, profitul sistemului bancar a urcat anul trecut la 1,15 miliarde de euro. Precedentul record era de 1,1 miliarde de euro în 2008,
la valoarea monedei unice la final de an. Sistemul bancar românesc este unul dintre cele mai profitabile din Europa, cu rentabilitatea activelor și a capitalurilor mult peste media europeană. Chiar dacă acești indicatori sunt în scădere ușoară, încă sunt la cote înalte. 2017 a fost al treilea an consecutiv cu profit la nivelul sistemului bancar, iar rezultatul cumulat este de 14 miliarde de lei. Anul trecut, rata împrumuturilor rele a scăzut la 6%. Băncile din România au vândut credite neperformante de sub 1 miliard de euro, aproape la jumătate comparativ cu 2016, reiese din datele prezentate la compania de consultanță Deloitte. Vânzările de credite neperformante către recuperatorii de creanțe sunt marcate ca pierderi de bănci. Numărul restanțierilor la bănci și FNUR a scăzut în decembrie la 658.000, reiese din cele mai recente date ale Băncii Naționale. Aceste persoane aveau restanțe în valoare de peste 7,38 de miliarde de lei. Băncile au acordat anul trecut pentru populație credite noi în lei și valută în valoare de 31 de miliarde de lei. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 9 ani. Cea mai mare parte a creditelor noi acordate anul trecut, adică 60%, au mers spre consum, aproape 19 miliarde de lei, cu 5,6% mai mult decât în 2016. Împrumuturile pentru achiziția unei locuințe au avansat într-un ritm mai alert de 9% și au ajuns la 12,6 miliarde de lei. La sfârșitul anului trecut, soldul creditului privat pentru populație și companii era de 232 de miliarde de lei. Da, am urmărit știrea potrivit căreia sistemul bancar deține un profit record în 2017, iar acum în legătură telefonică este analistul economic Constantin Rudnitsky. Bună seara, Rudi, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, cu plăcere. Este o investiție, de fapt este un profit record pe care băncile din România l-au totalizat în 2017. Vorbim despre acest subiect în contextul în care putem analiza cum se situează mediul de afaceri în sistemul, în relația cu sistemul bancar. Reprezintă băncile principala sursă de finanțare a afacerilor? Statisticile arată că băncile reprezintă o sursă importantă de finanțare. Dar aici e vorba sigur de segmentarea companiilor, pentru că firmele mari cu siguranță au acces la credite mult mai ușor. În schimb, IMM-urile sunt mai reticente în a lua împrumuturi, au un acces la împrumuturi ceva mai redus. Deci, din acest punct de vedere, IMM-urile n-ar spune că au ca principală sursă de finanțare creditele bancare. E vorba nu și de împrumuturile asociațiilor, uneori e vorba și de fonduri europene. Deci la IMM-uri lucrurile sunt un pic mai complicate. Dar în general vorbim sigur că împrumuturile sunt principala sursă de finanțare. Se pare că și creditarea are un trend ascendent, Rudi, și vreau să-mi spui dacă anul acesta, potrivit informațiilor pe care Banca Națională a României le furnizează, și anume de majorarea dobânzilor, ce se va întâmpla cu, și cu creșterea inflației, ce se va întâmpla totuși cu creditarea? Va fi pe același trend ascendent ca până acum? Estimările arată că vom avea în continuare o creștere a creditării, însă nu la fel de puternică precum anul trecut. Adică anul trecut a fost un vârf al ritmului de creditare. Am văzut nu creșteri cu două cifre ale creditelor, în special în zona persoanelor fizice și în special pentru creditele în lei. Am văzut chiar și un avertisment așa mai mult sau mai puțin valat al Băncii Naționale, în care se spunea că o menținere a acestui ritm de creditare ar putea să aducă unii debitori, adică pe cei care au luat astfel de împrumuturi, într-o zonă de alarmă, așa, în funcție de creșterea dobânzii. Deci, anul acesta, estimările arată că va continua ritmul de creștere, dar nu la un nivel atât de înalt, pentru că avem niște condiții mai speciale, până la urmă, în economia românească, așa cum spuneai, e vorba de o creștere a inflației, urmată, iată, de o creștere a dobânzilor, e vorba de noi reglementări care se impun băncilor. Iată, chiar acum, recent, vedem că există un senator PNL care pledează pentru plafonarea dobânzilor la anumite credite ipotecare și credite de consum, o măsură discutabilă. E vorba până la urmă și de tendințele internaționale, pentru că și aici vreau să întrerup un pic, să spun că, uite, căderea burselor din zona internațională influențează cumva situația din România? Eu cred că da. Nu în mod direct, sau nu s-a văzut o direct o intervenție, o influență directă, deși trebuie să remarcăm că și bursa de valori, în zilele în care au căzut piețele internaționale și bursa de valori era
un minus, era, tot timpul erau în roșu, în scădere, dar influențele sunt legate de tipul acesta de volatilitate care este de piețele internaționale. Adică vedem nu situații diferite din anumite dobânzi la dolar, de exemplu, Federal Reserve, Rezerva Federală Americană a anunțat deja că va opera creștere de dobândă la moneda americană. Apoi, iată, vedem faptul că piața de capital americană este undeva pe un ciclu de creștere foarte înalt și analiștii vorbesc despre corecții, unii vorbește despre o anumită recesiune, asemenea o scădere mai dură a acestor burse. Deci, în acest context, România poate avea niște avantaje, în sensul că o parte dintre banii care vor fi liberați de anumite piețe internaționale pot veni către România. Sigur, România este o piață îngustă. Nu e nevoie de mult bani pentru a rezolva și investițiile, adică pentru a veni pe bursa de la București sau pentru a intra pe piața valutară. Mai ales piața avem creștere de dobânzi, ceea ce înseamnă o atractivitate pentru banii care urmăresc profituri mai mari, randamente mai mari. Rudi, o să te rog să rămâi puțin în telefon, pentru că alături de mine în platou este și Adi Ploscaru, consultant în business, așa că te rog să intervii dacă simți nevoia la cele spuse de analistul economic Constantin Runischi. Sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Runischi. Ce le recomand eu clienților mei în acest moment, pentru că, da, anul trecut sistemul bancar a făcut în termen nominal cel mai mare profit. Pentru cei, într-adevăr, cu profitabilitate la limită, se vor simți creșterile de dobândă. Și eu le recomand în momentele potrivite să negocieze, într-adevăr, cu banca anumite reduceri de costuri. Din 25 mai se aplică un nou regulament, datele clienților sunt protejate. Va afecta într-un mod pozitiv, Adi, această situație, nu știu, creditarea, vor fi mai puțin clienți? Nu cred. Este o preocupare în primul rând a băncilor, pentru că administrează într-adevăr baze mari de date și va fi într-adevăr o preocupare a lor, a băncilor și costuri probabil implicate în acest demers de într-adevăr de a fi în regulă pe data de 25 mai. Tu ce ne... Dacă îmi dați voi doar o precizare. Sigur că avem, așa cum spunea domnul Păscar, vom avea o creștere a costurilor băncilor și pe regulamentul de care vorbesc legat de protecția datelor, dar avem o lege care a intrat în vigoare și anume băncile din România trebuie să asigure comisionarea zero pentru cei care nu au acum un cont bancar, adică e o lege europeană care a fost aplicată în România. La un nivel discutabil și el, în sensul că nivelul de salariu la care este venitul la care se aplică această lege este cam mare pentru România și teoretic vreo 80% din clienții băncilor ar putea să beneficieze de comisioane zero pentru operațiunile bancare. Avem iată o lege sau un proiect al domnului Zafir despre care vorbeam. Avem niște reglementări europene care vin către băncile și din România legate de restricții privind capital, reglementări de raportare, funcțiuni de administrație. Deci, e un an complicat pentru bănci. Apropo de ce vorbeați de profitul sistemului bancar, sigur că teoretic eu spun așa, dacă băncile fac profit, înseamnă că e un lucru bun că vor face profit și companiile care lucrează cu băncile. Spun sigur doar teoretic, pentru că uneori în spațiul public să mai auzi asemenea discuții vis-a-vis de faptul că băncile forțează un pic anumite zone de dobânzi, dar să nu uităm, și partea aia închei, să nu uităm că au fost ani în care băncile au avut pierderi în România și nu numai în România, în Europa, imediat anii după criză. Adică să nu uităm numai la anii în care câștigă o bancă, ci și la anii în care pierde bani. Aș vrea să concluzionăm ideea potrivit căreia sistemul bancar reprezintă principala sursă de finanțare a afacerilor, fie că vorbim de IMM-uri, fie că vorbim de macro-întreprinderi, te rog. Da, așa este. Sistemul bancar este, în acest sens, un finanțator important. Trebuie însă să ne uităm și la relația dintre bancher și cel care ia acest împrumut. Spunea domnul Păscaru mai devreme că, într-adevăr, ele nu aici de, nu știu dacă de negociere, unii nu au fost de negociere, ci doar de o atenție atunci când semnezi un contract de împrumut, fie că ești persoană fizică, fie că ești IMM, fie cu companiile mari au alte pâlghii. Și aș spune doar, apropo de această temă încheind, apropo de finanțare, trebuie să înțelegem că am trăit o perioadă a dobânzilor mici, a dobânzilor zero, practic,
a banilor foarte ieftini. E, această perioadă s-a cam terminat și, apropo de contextul internațional, trebuie să vedem ce se va întâmpla și cu Banca Centrală Europeană, pentru că este deocamdată dobânzile rămân foarte mici în zona euro, dar sunt semne care arată că inflația și creșterea economică a zonei euro vor pune presiune pentru Banca Centrală Europeană să crească și acolo dobânzile. Deci trebuie să ne obișnuim că vom trăi într-un mediu în care dobânzile vor fi mai mari decât acum și sigur trebuie să ne gândim de fiecare dată când luăm un credit la acest lucru și un pic și la viitor, nu numai la prezentul de strict de astăzi. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, Rudi. Cu mare plăcere. A fost Constantin Runischi, analist și jurnalist economic. Continuăm discuția alături de invitatul meu, Adi Ploscaru, consultant, antreprenor și business coach. Totuși, cum putem găsi soluțiile optime pentru a câștiga 10.000 de euro în relația și negocierea cu băncile? Acum 10.000 de euro, într-adevăr, putem să câștigăm dacă businessul nostru are într-o dimensiune, o altă dimensiune. Nu vorbim de startup-uri. Dar sunt, într-adevăr, companii care poate acordă un, să spun așa, o atenție, așa cum spunea și domnul Rudinski, o atenție mai scăzută în ceea ce privește costurile în relația cu finanțatorii. Și poate după câțiva ani de zile să-ți dai seama că n-ai mai negociat sau nu te-ai mai uitat pe costurile unui contract de credit care sunt la nivel poate de 2014, de 2015, iar așa cum spunea domnul Rudinski, costurile, într-adevăr, în acest moment sunt minime sau anul trecut sunt costuri la cel mai scăzut nivel. Și e bine să facem o analiză într-adevăr a costurilor, a impactul costurilor în businessul nostru și cu siguranță se pot găsi soluții de optimizare și de reducere, mai ales că, așa cum spuneam, e vorba de o piață concurențială și sunt bănci în acest moment care caută să ia clienți de la alte bănci, putând să facă lucrul acesta doar fiind flexibile pe zona de costuri și pe zona de garanții. Da, cine câștigă, cine pierde din acest joc, din această mutare? Din această mutare nu are de câștigat decât compania. Dar nu numai compania, are de câștigat până la urmă întreaga piață, pentru că vorbim într-adevăr de o piață concurențială și atunci când există concurență, cu siguranță toată lumea are de câștigat. Înseamnă să-ți îmbunătățești produsele, să vii cu soluții personalizate pentru fiecare business și să vii cu soluții flexibile, atât din punct de vedere costuri, cât și din punct de vedere garanții. Ceea ce reprezintă în acest moment, practic, principala preocupare a zonei de IMM-uri atunci când accesează un credit, zona de garanții și zona de costuri. Adi, mă întorc puțin la profilul tău de antreprenor și știu că la cursurile tale de training și consultanță, principala problemă sau principala întrebare la care găsiți răspunsul este care sunt soluțiile de creștere a afacerii, fie că vorbim de creșterea pe termen mediu, fie că vorbim pe creșterea de termen lung. Când vorbim de soluții de creștere a afacerii, practic, lucrurile acestea ar trebui să fie destul de clare pentru antreprenor în planul lui de business, planul lui de afaceri. Și ceea ce facem noi, într-adevăr, la training, este să venim într-adevăr cu soluții de a finanța aceste nevoi de creștere. Și ar trebui să fie într-adevăr clar pentru antreprenori unde ar trebui să fie activitatea lui anul acesta, peste 3 ani, peste 5 ani și de ce resurse are nevoie pentru a asigura această creștere. Asta ne propunem, să vedem într-adevăr care sunt soluțiile, pentru că nu numai creditul bancar reprezintă o soluție, da. Până la urmă, creditul bancar finanțează în cea mai mare parte economia românească. Dar mai sunt și alte soluții cu costuri mai mici, poate cu dobânzi zero, cum sunt fondurile guvernamentale sau fondurile europene, cum sunt atragerea de parteneri în businessurile noastre. Și atunci e bine să vedem acest mix de finanțare și să putem să-l analizăm periodic, în așa fel încât să putem să optimizăm aceste costuri periodic. Este recomandat ca o afacere, un startup, să pornească cu un singur partener? Sau cu mai mulți? Aici apelele sunt împărțite. Până la urmă e foarte important să știi tu ce-ți dorești pentru tine și dacă businessul acela te poate ajuta. Și dacă într-adevăr consider că viziunea pe care o ai tu despre tine și despre ceea ce-ți dorești tu să obții pentru tine, poți să o împărtășești și cu altcineva și să fie o viziune comună, atunci da, merită pornit, să spun așa, în doi, la drum. Dacă nu, e bine să pornești tu și să nu mai amâni și să-ți găsești într-adevăr un astfel de partener pe parcurs. Pe parcurs ai nevoie într-adevăr. E mai bine să ai o echipă, să-ți faci o echipă și de ce nu să aduci lângă tine și acționari sau investitori.
Tu ai o echipă în ceea ce înseamnă business-ul tău de consultanță? Eu am o echipă pe care acum vreau să mi-o formez, pentru că în zona de consultanță, de obicei, consultanții lucrează individual. Și vreau să-mi aduc o echipă lângă mine, tocmai pentru că vreau să construiesc, e de fapt un proiect de educație financiară. Și un proiect de educație financiară înseamnă să adreseze, într-adevăr, întreaga, să spun așa, masa antreprenorială. Asta înseamnă că am nevoie de oameni. Și am nevoie de oameni care să fie aproape de antreprenori, care se înțeleagă și care, într-adevăr, să vorbească aceeași limbă cu ei, un limbaj al business-ului și, bineînțeles, să le traducă, să spun așa, poate anumite aspecte în să spun așa, într-un limbaj pe care îl cunosc mai puțin. Un limbaj în ceea ce înseamnă relația cu băncile, un limbaj în ceea ce înseamnă relația cu investitorii sau cu parteneri mai mari. Spune cum se desfășoară ședințele, fie că vorbim despre consultanță în afaceri, fie că vorbim despre training, sunt ședințe individuale sau sunt ședințe de grup? Pe zona de training, eu merg pe echipe de 10, maxim 12 participanți. De ce? Pentru că trainingul are și o componentă puternic personalizată pe fiecare business în parte. Iar ce nu reușim într-adevăr să analizăm și să decidem ca soluție pe parcursul trainingului, mergem în componenta de consultanță personalizată, unde într-adevăr acolo putem intra în detalii și putem găsi soluțiile potrivite pentru fiecare business în parte. Sigur că trebuie să aflăm și care sunt costurile pe care, eu știu, un antreprenor debutant sau un antreprenor cu ceva experiență le plătește pentru a veni în contact cu tine. Costurile sunt, să spun așa, costurile sunt variabile în funcție de proiectul pe care îl analizăm și cu care decidem să mergem mai departe împreună. Și sunt costuri care țin poate de proiect punctual, eu știu, să spunem așa, un cost de a administra împreună un proiect de investiții. Sunt costuri care țin practic de participarea la training pentru o zi întreagă și de acolo antreprenorul primește strategia, instrumentele și informațiile necesare să poată să administreze el un astfel de demers de investiții. Și sunt costuri, într-adevăr, care pot merge pe o zonă de consultanță continuă ca eu să fiu alături de el în business-ul lui atunci când are nevoie de mine. Spune-mi, te rog, după experiența masivă în sistemul bancar, cu ce ai plecat de acolo și cum vezi această paralelă, informațiile din interior, informațiile din exterior și echilibrul pe care, să zicem, că aceste companii care își doresc credit de la bancă ar trebui să-l găsească? Am plecat în primul rând cu o informație valoroasă, am plecat în primul rând cu o experiență importantă și am înțeles ce înseamnă finanțarea unui business, ce înseamnă cum gândește un finanțator. Și când lucram în bancă, am auzit într-adevăr foarte multe povești frumoase antreprenoriale. Și am avut la un moment dat o părere de rău că nu am reușit să găsesc soluțiile potrivite, poate nu neapărat din cauza faptului că finanțatorul respectiv nu avea, să spun, resursele necesare sau soluțiile pentru businessul respectiv, dar poate și prin prisma antreprenorului că fie nu a venit la timp, fie nu a venit pregătit să obțină finanțarea respectivă și atunci mi-am dorit ca toată experiența mea și toate informațiile necesare să le pun la dispoziția antreprenorului, să fie în slujba lui în așa fel încât să fie practic o piatră de temelie la dezvoltarea business-ului. Reamintim care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac companiile în raport cu sistemul bancar, unde ar trebui să lucreze mai mult și dacă relația cu un business coach ajută foarte mult înainte de a merge să obții o creditare. Relația cu un consultant, că până la urmă vorbim de o consultanță, își are rostul ei mai ales înainte de a face pasul către o finanțare. Și în primul rând înseamnă să fii transparent și să comunici deschis povestea business-ului tău, în așa fel încât acea bancă să facă parte din proiectul tău. De fapt, ăsta ar trebui să fie obiectivul. Ca la finalul discuției să-ți dorești ca persoana care este în fața ta, dacă ar avea posibilitatea financiară, să investească ea în business-ul tău și nu banca. Ăsta trebuie să fie, să spun așa, un prim pas. Iar apoi, bineînțeles, pregătire pe ceea ce își dorește finanțatorul și o foarte mare atenție atunci când vine vorba practic de a semna acel contract de finanțare. Că da, poate fi un proces care poate dura câteva luni de zile și ajunge momentul în care trebuie să semnăm când nu mai putem, suntem epuizați, avem furnizorii care ne bat la ușă și de cele mai multe ori ne uităm pe diagonală și semnăm doar pentru că avem nevoie de cât mai repede de bani pentru a putea face anumite plăți. Un consultant legal ajută foarte mult în această direcție. Un consultant ajută foarte mult pentru că el poate trage niște semnale de alarmă și poate într-adevăr negocia și optimiza costuri în favoarea companiei.
Dar sunt anumite costuri sau elemente ascunse pe care le banca le ține pentru a atrage cât mai mulți clienți? Nu știu dacă sunt costuri ascunse. Sunt costuri care nu se discută foarte, foarte mult. Pentru că sunt costuri importante, cum eu știu cum este dobânda unui credit, cum este cu comision de acordare. Uite, acum spunea informația potrivit căreia sunt credite care se vor acorda cu dobândă fixă. Și este un element favorabil, bun, în ceea ce privește derularea unei afaceri? Având în vedere, așa cum spunea și domnul Rudinski, că aceste dobânzi vor crește în perioada următoare, da, poate e bine să luăm în calcul și contracte cu dobândă fixă, tocmai pentru că avem costuri previzibile pe anumită perioadă. Însă aceste costuri trebuie monitorizate și la un moment dat făcut o analiză și văzut în ce măsură, în funcție de cum evoluează piața, în ce măsură este într-adevăr un cost potrivit pentru businessul nostru, cost fix sau cost variabil. În regulă, aș vrea acum să facem o trecere în revistă și ca o concluzie să reamintim cele 7 elemente cheie, cei 7 pași simpli pentru o finanțare de succes. Începem cu primul pas, o identificare corectă și la timp a nevoiei de finanțare. Apoi analizăm soluțiile de finanțare pe care le avem la dispoziție și ne alegem mixul potrivit de finanțare pentru etapa în care se află businessul nostru. După ce am făcut acest lucru, pe ideea că, într-adevăr, în acest moment creditul bancar este cel mai des utilizat de către antreprenori în a-și finanța businessul ca soluție, ca banii din afara companiei, ca soluție externă, mergem într-adevăr pe o abordare, pe a aborda finanțatorii și pe a aborda băncile, bineînțeles fiind pregătiți. Deci ne pregătim. Ce înseamnă ne pregătim? Venim din timp la finanțare, luăm în calcul niște indicatori de capitalizare, de lichiditate și de o capacitate de rambursare care ține de EBITDA pe care o urmăresc cei mai mulți finanțatori. Am făcut lucrul acesta. Pasul numărul 4 este să abordăm finanțatorii. Și cum putem să facem acest lucru? Având o strategie, într-adevăr, de a selecta finanțatorii care sunt potriviți pentru businessul nostru. Și sunt suficiente informații în piață, în așa fel încât să nu mergem să urmărim, să batem la ușile a peste 30 de bănci și putem să ne selectăm 5 finanțatori din care, într-adevăr, putem să ne luăm oferta care ne este necesară. După ce ne-am întâlnit cu finanțatorii, pasul numărul 5 este să analizăm, într-adevăr, niște criterii de calitate. Continuăm mai devreme în relația cu finanțatorul. Criteriile de care va depinde relația noastră până la semnarea contractului, dar și după semnarea contractului. Nu vrem să avem surprize după 3 luni de zile, că ne uităm într-un contract, că lucrurile nu merg cum trebuie și să nu mai avem cu cine să luăm legătura din banca respectivă. Fie nu se mai răspunde la telefon, fie nu se mai răspunde la e-mail. Și atunci e bine să fim foarte atenți la relația din punct de vedere calitativ. Dar în contractul respectiv, nu știu, sunt anumite reguli pe care chiar și banca ar trebui să le respecte. Așa este, le respectă, doar că la un moment dat, dacă tu vei avea, să spun așa, niște semne de întrebare, tu vei lua legătura cu un reprezentant al băncii. Și e bine să nu stai să-ți rostești timpul sunând la nu știu câte telefoane, la nu știu câte, știu, stând prin call center, ci e bine, într-adevăr, să ai un reprezentant al băncii cu care ai agreat colaborarea, care, într-adevăr, să fie ceea ce îți dorești, să fie un partener pentru tine. Ai făcut lucrul acesta, ți-ai ales, să spun așa, reprezentantul, pentru că, așa cum spuneam, mergem, într-adevăr, și adresăm demersul de finanțare nu unei singurei bănci, ci mai multor bănci. Și ne-am ales, într-adevăr, persoana cu care putem să colaborăm, primim ofertele și în momentul în care avem ofertele respective, putem să ne alegem ce este mai bun din piață. Pentru că, până la urmă, băncile vor să finanțeze. Și atâta timp cât avem un business care arată bine, care îndeplinește niște indicatori financiari și este justificată nevoia de finanțare, cu siguranță va fi concurență pentru ca businessul nostru să fie finanțat de către cei pe care i-am contactat, cu care am făcut discuții. Pasul numărul 6 înseamnă, într-adevăr, să ne uităm la partea cantitativă, la ce ține de indicatori de costuri. Și bine să o avem în vedere tot timpul, chiar dacă, să spun așa, timpul alocat unei relații cu finanțatorul de cele mai multe ori se duce în extrem și nu mai avem răbdarea necesară, ca momentul în care decidem pe ofertă de finanțare pe care discutăm, momentul în care decidem că da, vreau să merg mai departe cu Ionuț de la banca X și mi-a plăcut foarte mult oferta, e bine să ne mai luăm răgazul necesar ca momentul în care semnăm contractul să și validăm oferta cu contractul de finanțare. Este necesară și răbdarea în acest caz, înțeleg? Chiar și cu banca. Cu banca este necesară răbdare în orice relație cum vorbim de un parteneriat. Mai departe, punctul 7? Punctul 7, avem practic în punctul 7 toate informațiile necesare. Avem oferte din piața bancară de unde ne putem lua exact ceea ce avem nevoie. Cele mai bune costuri, cea mai bună ofertă de garanții și
nu în ultimul rând, persoana cu care, care vom ține legătura. Aici intervine relația interumană. Exact. Pe care tu o analizezi, dacă vrei, și vorbești despre ea și la cursurile tale, pentru că la Business Coach găsești cumva echilibru între zona profesională și cea personală. Te rog. Da, și tot timpul le transmit clienților mei ca tot acest demers către un finanțator să fie ca o poveste și să implice și să facă acel reprezentant al băncii să facă parte din povestea business-ului și să vadă într-adevăr ca un parteneriat și că se poate câștiga, să fie o relație, să spun așa, win-win pe termen lung. Atunci va exista disponibilitate sau chiar dacă, să spun așa, banca respectivă nu va putea veni cu soluții, dar măcar nu ne vom trezi în situația în care după 3 luni de zile primim un răspuns sec, ne pare rău, dar nu vă încadați în condițiile de eligibilitate ale băncii. Dar nu ar trebui cumva ascurtat această perioadă astfel încât să nu mai așteptăm atât de mult timp? Că poate găsim o soluție alternativă pentru bancă. Tocmai de aceea e bine ca procesul acesta să-l controlăm noi. Și practic la training este una dintre strategii cum să putem controla noi acest proces și avem alternative și cu niște pași foarte clari. Da, nu este nevoie să așteptăm 3 luni de zile și suntem și într-o situație neplăcută pentru noi și să primim un răspuns pe care nu ne-l dorim și să ne afecteze business-ul, să intrăm în capacitate de plată și să ajungem unde chiar nu vrem. Dacă ar fi să luăm cazul tău și ai vrea să obții o finanțare, ai alege relația cu banca sau un alt tip de finanțare alternativă? Cazul meu înseamnă, care e și cazul, să spun așa, majorității până la urmă, înseamnă până la urmă să crezi în business-ul tău și să aloci toate resursele tale pentru business. Făcând acest lucru, transmiți unui potențial partener, că vorbim de un investitor sau de un finanțator, că într-adevăr crezi în business-ul respectiv. Și da, nu e bine să nu ne limităm. Avem soluții, da, fie prin înțelegerea cu furnizorul, să ne mai amâne punctual, să spun așa, câteva zile până în casă de la client, să zice această o soluție de finanțare. Dar finanțarea bancară este într-adevăr o finanțare punctuală și o finanțare de care putem beneficia și putem să ne creștem business-ul. Și o recomand pentru că, după cum spunea și domnul Rudnitsky, companiile mari o folosesc tocmai pentru că pot crește și pot să-și dezvolte compania având la dispoziție resurse necesare. Și mediul bancar este deschis pe zona de IMM-uri și, cum spuneam, de un an, doi, tocmai că se găsesc soluții și pe zona de startup-uri. Ce e important? Să crezi în business-ul tău, să ai un plan de business bine pus la punct și să reușești să transmiți povestea ta finanțatorului. Adi, o ultimă întrebare și o întrebare emblematică pentru emisiunea Business la Superlativ. Cum ajută afacerea ta societatea? Cum ajută afacerea mea societatea? Păi, în primul rând, oferă soluțiile sau cel puțin analizează soluțiile pentru fiecare business în parte, soluții de creștere. Analizând și găsind soluțiile respective, practic compania poate crește și poate ajuta, să spun așa, la dezvoltarea mediului în care își desfășoară activitatea și se poate implica social, poate aloca, de exemplu, costuri pe care reușim să le reducem, să le optimizăm pe zona de finanțare, le poate aloca în alte direcții care pot aduce într-adevăr contribuție la dezvoltarea societății. Adi Ploscaru, antreprenor, trainer și consultant de business, a fost invitatul meu. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu, Flori, pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră 20 aici la 7 TV și de asemenea, dacă puteți să ne contactați și să ne prezentați subiecte și invitați ce prezintă interes pentru dumneavoastră, o puteți face la numărul de telefon afișat pe ecran. Vă doresc o seară frumoasă.